Incredibilă această poveste. Alături de noi se află părinți care trebuie să se uite la aceste imagini, părinți care știu că la acea grădiniță unde plăteau 1100 de lei pe lună, copiilor erau bătuți. Vreau să vă spun bună seara. În această seară, Artur și Corina sunt părinții a doi dintre copiii pe care i-am văzut acolo, o fată de un an și 11 luni și un băiat de aproape 6 ani, care au fost bătuți de directoarea grădiniței. În imagini am văzut copiii dumneavoastră. Da, așa este. Îl avem alături de noi și pe doctorul Cristian Andrei, care este șocat văzând aceste imagini, dar foarte important, o avem și pe doamna Burlăcescu Cristina, fostă educatoare la această grădiniță în urmă cu 10 ani. Da, în 2007. În 2007. O femeie care a plecat de acolo și a dat demisia pentru că nu mai suporta când vedea ce se întâmplă, dar în același timp când a vrut să plece a fost amenințată de directoare. Vorbim imediat despre toate aceste lucruri. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ca părinți, cum ați aflat, adică am văzut imaginile, dar copiii s-au oferit foarte mult timp să vă spună. Simțeați că e ceva în neregulă cu ei? Da, am suspectat de foarte mult timp. Băiatul cel mare, în principiu, ne mai spunea, m-a scuturat Ana, m-a făcut Ana, m-a atras de Vorbim ciuf, despre neagul Ana, Ioana, directoarea grădiniței. Da, directoarea grădiniței. Cea pe care o vedem, așa, cea pe care o vedem în imagine. O să-i spun Ana, că așa ne spunea el. Tot felul de întâmplări, m-a scos pe hol, și chestii de genul acesta. Noi ceream explicații și ceea ce primeam era da, nu, că a deranjat clasa, a trezit copiii, nu a stat atent la activități. Dar niciodată nu v-ați fi gândit că directoarea grădiniței vă bate copiii în halul în care vedem în acele imagini? Nu, când ceream explicații, ea ne spunea că nu e adevărat. Nu, minte, Mario, minte, nu există așa ceva. Și noi tindeam să o credem pe ea, bineînțeles că... Pentru că vedem aceste imagini unde practic vă ia fetița de un an și 11 luni, e fetița dumneavoastră, da, nu? Da. Fetița de un an și 11 luni și aplică o serie de palme și o trage de păr într-un colț de scară. Da, probabil că acolo a încercat să se ferească de alte persoane. De asta cred eu că a ajuns în acel colț. Da, imagine oricum vorbesc de la sine. Sunt niște imagini foarte puternice, tocmai de aceea atenționez pe cei de acasă că aceste imagini pot să-i afecteze emoțional. Am și scris acest lucru pentru că te poți gândi ca părinte că ferească Dumnezeu, poate fi vorba și de copilul tău. Da, cred că fiecare dintre părinți ar trebui să-i gândească că oricând ar putea să fie și copiilor în aceea situație. Și cred că trebuie făcut asta ceva în acest sens. Am văzut imaginele cu fiica dumneavoastră, apoi am văzut imagini cu băiatul care e luat este cu forța din pat și pus la zid și din când în când se mai aplică câte o corecție, ca să-i spunem așa, că nu știu cum să-i spun. Ați încercat să vorbiți cu el și nega, iar astăzi a început să vă spună pentru că am simțit că... Da, deci lucrurile au evoluat și din punctul lui de vedere. Am încercat să explicăm că este protejat, nu poate să mai pățească absolut nimic, nimeni nu mai era poate frică să-i facă rău. Era foarte frică, era terorizat, ca să zic pe bune. Acum a înțeles, a zis că știe că avem grijă de el, știe că nu se va mai întoarce acolo și a început să spună, da, încet, încet spune. Chiar acum v-a spus că încă îl mai doare mama, lucruri pe care spus, până acum da, vi le ascundea. Da, mi-a spus să știi că încă mai doare cotul. El a văzut imaginea și la televizor, le-am arătat și noi. Acum, adică i-a spus, uite, noi știm despre siguranță. Ce este vorba, da, se simte și, în siguranță. Și a căpătat siguranță. Și a zis că, da, într-adevăr, mă bătea Ana. Mă bătea Ana, i-am întrebat, doar o dată, s-a întâmplat doar acum? Nu, de mai multe ori. Se părea că e zilnică, o practică da, zilnică. Da, se vede că, nu știu dacă zi, nu vreau să spun asemenea lucruri, dar se vedea că este afectat și că nu vrea să-și aducă aminte de acel moment. Se vede. De câte ori vorbesc cu el, se vede că se întristează. Dumneavoastră, ca mamă, mergeați de multe ori să luați de la grădiniță și de multe ori vă întâmpina directoarea. Păi da, eram prietene. Prietene. Adică, pe lângă faptul că vă duceați copilul la o grădiniță unde plăteați 1100 de lei pe lună, unde vă așteptați ca copiii dumneavoastră să fie tratați foarte bine, doi copii, erați și prietenă cu directoarea, adică cu femeia care practic vă bate copiii? Și ce vă spunea când vă duceați acolo? Întrebați ca orice părinte, cum au fost copiii, sunt în regulă? Da, că au mâncat, că au dormit sau nu au dormit, ce prostie a mai făcut băiatul, că e destul de energic și așa. Și nici a văzut că l-am certat astăzi, că a deranjat copiii sau n-a făcut nu știu ce. Și da, îl întrebam acasă, ce ți-a plăcut la grădinița astăzi, ce nu ți-a plăcut, ce ai făcut, ce ai mâncat, na. Și după aia întrebam, te-a certat Ana? A, da, m-a certat și râdea. Nu mi-am pus niciodată întrebarea. Pentru că oarecum directoarea vă inducea faptul că l-a certat, iar el știa că cearta poate să însemne acea bătaie pe care i-o aplica. Da, pentru că și Ana când îmi zicea că m-a făcut și a făcut la grădiniță, râdea. Adică n-am... Niciodată n-ați bănuit.
Nu. De cât timp îl aveți pe băiat la grădiniță? De 4 ani. Băiatul de 4 ani la grădiniță și fata? De un an. La 11 luni am dat fata pe mână. La 11 luni? Pentru că vă era și prieten, ați avut încredere, ați zis, da. Să... Ana a fost prima persoană care afla că eu sunt însărcinată a doua oară cu fata. Adică, adică vă era o prietenă destul de... Da, da. Așa o cunoaștem, da. O să întreb și ceva. Vă rog, domnule doctor, și apoi să mai vorbim cu încă o mamă a unui copil de aici. Vreau să întreb. Băiatul dumneavoastră cel mare, băiețelul, da. Cum se poartă cu animalele? Bună întrebare. Avem o pisică în curte și o cam chinuie. Știi ce înseamnă asta? Că s-a luat boala și trebuie să fim foarte atenți. Da, știm, suntem conștienți de asta. Am greșit foarte mult. Incredibil. Și... Adică faptul că el se poartă cu animalele... E da, asta la, arată se că cum a, agresiunea cum s-a, s-a transferat la copil pentru că el... Dacă el râde când povestește despre agresivitățile la care este supus, înseamnă că a preluat satisfacția de a chinui pe cineva. Pentru că el 4 ani de zile mai slab probabil ca el. A trecut prin aceste... Da. Da. Asta este efectul care este cel mai grav. Nu faptul că, știu și un copil se dezvoltă, se vindecă, dar faptul că începe să preia un fel de voluptate a agresiunii este grav pentru toată societatea, pentru că o duce mai departe. Da, mă rog, o să discutăm despre asta. Dar el vede lucrurile astea ceva normal, adică în public de asta... Da, îi se pare o normalitate povestea asta, și... pentru că nu el cred... da, era zilnic sau vă e teamă de acest gând? Nu cred, nu am... Bun. Nu credeți, dar poate nu se cred. Întâmpla destul de des acest lucru. Nu doar adică pe el sper. Aici e ideea. Poate și pe alții și vedea ca, ca o joacă probabil deja. A, ce ai făcut, ai mâncat bătaie, a, ce ai făcut, ai atras de ciufa, ai atras de urechi. Noi n-am fost niciodată de acord cu asemenea practic. Corecții. Da. Ea ne mai spunea, da, vezi că l-am scuturat puțin. Da, da, aici în imaginile astea nu e vorba de scuturat. Eu am cerut explicație pentru acea treabă, din ea da. Neștiind că eu știu deja despre acest lucru. Și mi-a spus, a, nu, nu i-am făcut nimic, doar am scuturat-o puțin. Asta aici o vedem pe fiica dumneavoastră, de imediat o să apară imaginile, da. Cu fiica dumneavoastră aici, de un an și 11 luni, da. Trasă pe scări. Asta e scuturat. Da. Pot să vă mai spun ceva, dacă îmi permiteți? Îmi pare rău că tot intervin, dar e un e scurt, că trebuie să luăm publicitate și apoi da, revenim. Da, există sindromul copilului scuturat, pentru că adulții nu-și permit să-l lovească, îl zgâlție crezând că nu-i fac rău. Mm. Și trebuie știut că creierul unui copil la vârsta asta este foarte fragil. Și în momentul în care îl faci așa în craniu, produce microleziuni care nu se văd acum, se văd peste ani de zile. Și trebuie să fiți și la asta foarte atenți.